Mă, te-ai zgârcită și n-ai bani de joacă? G2A te rezolvă de îndată. Zapie pe Twitch. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Nu știu de voi, însă eu cum am copilărit la țară, una dintre fricile mele cele mai mari erau gâștele. Eu nu înțeleg care-i treaba cu animalele alea. Mereu își găseau timp ca să mă terorizeze și să mă ciupe de puță. Așa că astăzi, oameni buni, o să învățăm ce înseamnă să fim o adevărată gâscă, pentru că o să ne jucăm jocul cu gâsca fără titlu, făcut de casă-casă. Un joc extraordinar făcut de Hideo Kojima, probabil după două paie babane. Așa că haideți să începem cu începutul. Begin. Așa, frumos, aici avem ăsta unde să salvăm carnețelul, pentru că știm să și scriem. Uite, scrie loading, acolo înseamnă că se încarcă. Minunat peisaj de pădure. Apasă space ca să claxonezi. Ce? Gâscă? Ok, și trebuie să apăs dublu click ca să... Mamă, ce sprint dă ăsta! Incredibil. Aha, ok. Apasă control. A, așa mă aplec. Interesant. Bă, bă, foarte fain. Foarte mișto. Uite o cizmă. Timberland. Pot să iau oare? Clac! Ok, hai să mă duc să vând cizma asta, nu știu, pe ceva pagină de Instagram de căcat de hype, biști. Mă, uite mă ce nesimțiți sunt oamenii ăștia, mă, își lasă toate jegurile aici în parcul ăsta foarte frumos. Dar nu-i nimic, pentru că eu sunt o gâscă și îmi place, îmi pasă de mediul natural. Doar eu nu vreau să stau un jeg, ia de aici, clac. Hai s-o ducem frumos. Găsim vreun coș de gunoi pe undeva. A, pe dă-o mă, să nu găsești un coș de gunoi în parcul ăsta de aici. Unde suntem? În parcul Herăstrău, București? Hai că 100% o să găsesc un coș de gunoi pe undeva. Apas așa. A, ok, și cum ar trebui eu să deschid acest uș? A, uite, încuietori. Mă, ce inteligentă-i gâsca asta. Hai, du-te, fă-i clac acolo la încuietoarea de sus. Și acum fă-i și clac la încuietoarea... Clac ac... Nu... Nu acolo, nu. Așa, nu. Așa. E bine și așa rău. E bine și așa. Vai, era să-mi cadă porta în cap. Oricum s-o gâscă, eu nu pot să pățesc nimic. Doamne buni, pateu de gâscă. Ok, hai să iau doza asta și să mergem. Mergem frumos pe aleea asta frumoasă. Apasă X ca să-ți deschizi aripile. Și ce se întâmplă dacă îmi deschid aripile? Wow! Deci așa începe jocul, super! Mă, nu știu, mie mi se pare că arată foarte fain. Uitați-vă cât de fain arată așa în stilul ăsta desenat. Așa de minimalist, așa de simplu. Oh, uite, sandwich! Saș de ciment, o lopată. Apasă tab ca să-ți vezi lista de ce chestii ai de făcut și controlele. Eu am o gâscă și îmi zice mie jocul ăsta că eu am o agendă cu chestii pe care trebuie să le fac. Văd că trebuie să-i fur cheile ținătorului de pământ. Fă ținătorul de pământ să poarte pălăria lui de soare. Cacă-te în lac. Ia un picnic. Bring to the picnic blanket, sandwich, apple, pumpkin, carrot, jam, thermos, radio, basket. Aaaa, trebuie să aduc chestii acolo. Na bun, ai doză că eu o să te las un pic acolo. Ok, hai că o să iau sacul ăsta de ciment. Doamne greu-i. Și mă duc să iau radio-ul ăsta. Da, sper că are Magic FM, că dacă n-are Magic FM sau gâscă FM. Bă, nu, mă, eu vreau radio-ul. Radio... Mă, gâscă, mă. Nu ăla, mă. Nu. Nu ăsta, mă, radio-ul. Bă. Oh, nu! Fugi, gâscă! Nu! Ia radio-ul, că ți-l fură ăla! Du-te, ia-l! Așa! Nu ne poate prinde! Ok! Au, trebuie să-l ud! Pare nu pot să-l ciupesc de pulă! No, stai numai, mă, fraiere! No, stai numai! Nu, mă, du-te, ciupește-l! Du-te, mă, ciupește-l! Du-te, ciupește! Mă, ce-i cu gâsca asta, mă, omule? Stai, că vreau... Trebuie să-i fur cheile, înseamnă. Trebuie să-i fur cheile la șantieristul ăsta. Uite, acolo-s cheile. Am să mă duc eu așa ca un velociraptor. Clac!
Ha ha! Ha ha ha! N-ai să văd cum mă prins, fraiere! Uhu! Nu, 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 du-te, 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 gâscă, du-te, gâscă! Nu, no! Stai că mă împiedic! Bă, asta e abuz contra animalelor, man. Cum poți să calci pe o gâscă? Coaie, ăsta efectiv o călcat pe o gâscă. M-o călcat grădinarul. Grădinarul Eloții. Care este problema ta, grădinarul Eloții? Ah, uite, i-am dat jos cizmele. Stai. Asta este cea mai bună distracție. Nu, stai. Trebuie să-l distrag. Cumva. Ah, uite, pot să-i fur. Trebuie să iau termosul. Nu, întâi mă duc să iau gemul. Trebuie să duc gemul acolo pe masa aia de picnic. Stai că ne-o văzut. Mă, jocul ăsta e mai complicat decât credeam. No, acum întrebarea este în felul următor. Unde o dus radioul? Și, da, uite, ar trebui... ar trebui să iau sandwich-ul ăsta de aici. Ok, mulțumesc. Și să-l duc acolo, că am văzut că acolo era pătura aia de picnic. Da, eu o să am picnicul singur? Nu am vreo gâscancă pe aici? Stai, mă, unde era pătura de picnic? Undeva pe aici am văzut-o. A, uite aici. Punem aici clac. Așa. Așa o să iau mărul ăla. Duc mărul aici. Și mai este încă un sandwich acolo. Și mă duc să-l duc și pe ăsta. Ce mai trebuia să aduc? Așa. Sandwich, măr, îmi trebuie un dovleac, un morcov gem, termos, radio și un boschet de... Cum? Stai. Cum îi zice, mă? Un coș! Un coș! Trebuie să aduc un coș! Trebuie să aduc un coș! Băga-mi aș pula, n-am scăpat de pubertate și iară trebuie să mă duc după coșuri. No, bun, hai să creăm o diversiune grădinarului ca să putem să... Sau facem așa. Nu. Mamă, 200 IQ play. Bun. Acum du-te și furi gemul. Oh, căcam aș pe tine, grădinarul pulii. Te iau dovleacul. Nu cred că și-o dat seama că l-am furat. Doamne greui. De ce îi trebuie la o gâscă un dovleac? Ce mănâncă o gâscă? În afară de puțe de copii mici. Așa, Carl, nu nimic, lucrez deltoizii, domnule Gâscan. Așa, dovleacul aici, bun. Ok, acum mai trebuie să iau așa. Trebuie să iau morcov, gem, termos, radio și boschetul, nu ai? Înseamnă că trebuie toate chestiile astea să le furăm de la grădinar. N-aș fi vrut să fiu în pielea lui. Uite un morcov, bă. Ok. Mă, ce-mi place cum face, nu știu, dar nu știu de ce. Nu-i nimic, mă gândesc. Hai că mai facem încă un play de 250 IQ de data asta. Îi furăm ăsta. Așa, acum se duce și îl pune înapoi. Între timp mă duc eu și fur gemul. Bă, nu, aici, în direcția asta. Nu, măru, nu, m-a văzut. În pula mea de grădinar, ce-i cu ochii tăi? Cum Dumnezeu mă vede așa de bine? Mă bag în apă, fugi, gâscane, fugi. Nu poate să intre în apă. Maxim. Foarte fain. Acum pot să mă plimb frumos. Bă, poate să umble pe apă. Coaie, ce m-am speriat. Nu pot să cred. Mă, dar cumva trebuie să-i fur cheile la fraier. Dar nu știu cum. E că nu pot să-i fur cheile. Mă, dar cât de mult se poate băga în apă omul ăsta, mă? Bă, se poate băga în apă, aparent. Mai are de gând să-și aranjeze cizmele.
Mă, serios, ăsta chiar are de gând să-și petreacă tot restul zilei. Tot restul zilei? Mă, dar cum Dumnezeu poți să-i furlă ăsta chestiile, mă? Ai! Trebuie cumva... Da, mă, exact. Ai, nu așa. Ok. Iu! Du-te, gâscane. Du-te, fugi. Mă, dar nu te lași, mă, bătut. Nu te dai bătut, mă, grădinare. Grădinarul Loți, du-te, mă, de aici. Lasă-mi. Nu poate o gâscă să-și facă un picnic în după masa asta frumoasă din cauza ta? Că vrei tu să-mi furi dovleacul pe care l-am furat eu din grădina ta. Acum vrei să-mi furi și mărul, dar cum să nu? Mulțumesc frumos că a stat împreună cu mine să vedem cum gândește o gâscă cu adevărat. Ne vedem și, nu știu, eu chiar vreau să termin jocul ăsta, așa că o să vedeți mai multe episoade din jocul ăsta, pentru că e chiar fain, e super mișto. Chiar îl recomand. Eu după Epic Games l-am luat, e foarte fain. Bă, nu uitați să luați Sfântul Graal până data viitoare și ne vedem la următorul videoclip și la livestream-ul din seara asta de la ora 8. Ok? Ok. O zi vă doresc în continuare.